Salam aleikum, pace vouă. Nu-i insulta pe creștini. Tu ai plecat din rândul lor. Ai plecat că așa ai considerat. Poate nu ai înțeles creștinismul sau poate nu ai intrat în sufletul tău sau poate nu te-a convins. Dar oricare ar fi motivul renunțării tale la creștinism, nu ataca și nu insulta creștinii. Nu trebuie să te justifici în fața nimănui pentru alegerea ta. Pentru că ai renunțat la creștinism sau la altceva și ai urmat islamul, este doar problema ta. Pentru că în ziua judecății de apoi vei fi singur în fața lui Dumnezeu, nu are să fie nimeni cu tine să răspundă în locul tău sau pentru tine. Nu încerca să demonstrezi că creștinii fac ceva greșit și tu ceva bun. Pur și simplu arată-le respect și asta din mai multe motive importante. Primul, așa a făcut profetul Mohamed, pacea asupra lui. A arătat respect tuturor. Iar al doilea motiv este faptul că tu ai fost creștin. Părinții tăi sunt creștini, prietenii tăi sunt creștini și colegii de muncă și toți cei din jurul tău sunt creștini. Nu trebuie să uiți că toți creștinii din jurul tău, din familia ta, de la locul de muncă, au șansa și posibilitatea să devină frații tăi de credință. Dumnezeu ne spune în Coran, la capitolul 5, versetul 82, vei găsi că cei mai prietenoși față de cei ce cred sunt aceia care spun, noi suntem creștini și asta pentru că printre ei se află preoți și călugări și pentru că ei nu se fălesc. Atenție, nu ai obligația să convertești la islam pe nimeni. Ai obligația să ai un comportament islamic, adică să te comporți cum spune Dumnezeu și să spui adevărul. Atât.